Salutare, prieteni, cu vești canalul Video Roșu și bine ați revenit la un episod. Da, faților, astea 10-a 7-a 2020. Trei porumbei sunt pe caz la drum la etapa numărul 2 de fond, Antonivka. Am îmbarcat femeia aia, fiindcă, de ce am îmbarcat femeia aia? Deci femeia aia, dacă mai înclasează acum, pe etapa asta de Antonivka, facem generalul. Fac generalul la ea, adică clasat două viteze, două demifonduri, două fonduri și una la alegere. Și eu am vasul la alegere, că sunt trei demifonduri cu ăsta. Am 7 etape clasate cu ea. Fac generalul și de-aia am băgat-o special, numai pe ea am refăcut-o. Bine, toți porumbii au luat, au băut recuperator, tot ce le-am pus în apă, dar ei, femeile, i-am făcut baie, i-am făcut cu apă caldă, să nu mai aibă febre, am dat vitamina C. Așa a plecat la drum și femeia asta de aici. Și Goldu, care era pereche cu albastru ăla, și bine că albastru are două femeile, n-are așa. Aici trebuie să-mi iasă un pui. Azi că nu se vede bine. Da, e ciornit, azi trebuie să iasă, nu mai stau așa. Acum la pui. Duminică o să fie primul antrenament și vaccinarea luni. Sau se vaccinez de mâine. Acesta este lotul meu de pui. Am făcut un număr foarte mare de pui. N-am avut niciodată numărul ăsta de mare de pui. Dar nu-i pot zbura pe toți. Adică din 29 câți am aici, am 29 de pui. Voi zbura dacă 13-14, fiindcă unii pui nici n-au plecat. Alții mai au decât vreo 2-3 pene de năpârlit. Am scos prea târziu. Deci sunt multe chestii care pe mine m-au enervat faptul ăsta că am intrat tirpă la ei, m-am uitat la pene. Mamă, și când văd, mai aveam 1, 2, 3 pene de năpârlit, cum să-l mai bag pe ăla? Cum că nu pot să-l mai bag, îmi bag joc de el dacă-l bag. Bă, s-a luat puiul ăsta, a plecat la Antonivka. Ce mai am pui ieșit de ei? Neagra, măsă. Neagra asta, măsa e la Antonivka aia, că îi facă generalul. O știți voi, neagra aia. Cum pot să bag eu puiul ăsta, are puf pe cap, uitați, sau ăsta are puf pe cap, sau ăsta, de jos, sau, nu mai știu eu cine, dați-i pe aia lui de acolo. Cum, că nu pot, îl bag de ei, pe roșu ăsta la fel, n-am cum să-i bag. Da, și scuzați mizeria, astăzi le fac curat, că le-am făcut curat și la bătrâni, mai de dimineață. Deci, am rămas 7 finaliști. Din 17, bine, 3 i-am la drum. Deci etapa asta o mai zbor și s-a încheiat sezonul la mine. Fiindcă încep maratoanele de 1000, 1200, 900 de kilometri și nu mai pot să bag. Fiindcă anul ăsta am avut puține etape și nu sunt dublate. Adică anul trecut am avut, când aveam maraton, aveam demifond în țară dublat. Când aveam fond, aveam și viteză. Anul ăsta, din cauza la pandemia asta ce e, norocită, N-am avut niciodată decât o etapă sau două să avem dublate și în afară de ăsta mai sunt două. Adică patru, dar două concursuri care sunt dublate. Așa. O să mai încerc la ultima etapă la Berezenca pe listuțele de acolo de sus. S-ar putea, nu știu ce să zic. Acum trebuie să mă ocup de pui mai mult. Că pe 31 acum începem antrenamentele cu ei sau nu știu pe cât, pe 1 sau pe 2 o să începem antrenamentele cu ei. August. Și de-aia zic să-i mișc și eu, să le fac vaccinul, să le fac tratamentul de adenocoli, să nu ia. Dar oricum, nu știu, am rămas cu 15 porumbei am aici în cotet și cu 3 ia 18. Și am început, bine, 18, dar 1, 2, 3, 4, 5 porumbei n-am zburat. Deci am 10 zburați. 10, 13 cu aia, 3 de mașină, 13 zburați, 13 finaliști. Deci,
Eu zic că e bine de 17 sau de 18 cât am zburat eu să rămân cu 10 acasă și cu 3 care i-am zburat acum. Oricum, etapa asta va fi ușoară, nu va fi grea. Deci, le urez succes la toți care au zburat la fost și la maraton să vină porumbii acasă. Îi aștept și eu cu sufletul la gură, vă dați seama ca orice columbofil, dar... Nici nu mai știi ce să zici. Că aia la 500 km trebuie să vine la 12, a vine la 2. Da, nu. Efectiv s-a schimbat cu totul, adică... Nu știu, ce ăsta e zburat aici? Ia uite. Acum trebuie să scoată puiul, de aia e rău așa. Alba, încă nu și-a revenit. Cred că trebuie să-i rup eu coada ca să... Ca să... Și chiar să crească alta până la loc. Și da, prieteni, cam asta a fost episodul cu Avocat la Bigeorou și ne revedem data viitoare. La revedere!